Localitatea noastră este în continuare o localitate rurală. Aici oamenii se cunosc unul pe altul, se salută pe drum. Comunitate foarte închegată, cu oameni care se ajută reciproc. Știți că viața la noi la țară e foarte frumoasă. Ne descurcăm cu ce avem. Mai în curte o pasăre, mai un ou, mai în grădină, mai ne descurcăm. Ne descurcăm. Oamenii sunt buni, frumoși, omenoși, au respectul unii față de alții foarte bine dezvoltat. Un alt aspect important și o caracterizare a oamenilor din această localitate este că sunt foarte, foarte credincioși. Grădiștea a rămas o localitate liniștită, chiar dacă se află la mică distanță de capitală. Tumultul orașului nu a ajuns până aici, iar satul aflat pe malul lacului Căldărușani a păstrat o bună parte din specificul rural românesc. Oamenii s-au atașat de acest loc și spun că este binecuvântat, datorită așezării sale între mănăstirile Sitaru și Căldărușani. E mai bine ca la oraș, nu se compară cu orașul. De ce nu se compară cu orașul? Păi nu se compară pentru că aici e multă liniște, e altă viață. Altă viață față de oraș. Ne cunoaștem cu toți consătenii, cu vecinii, cu... E ceva apelând la un vecin. Părintele Daniel Cergan este profesor de religie și director adjunct al unui prestigios colegiu din capitală. Chiar dacă o bună parte din activitatea sa se desfășoară în București, și-a dorit să slujească unei comunități din mediul rural, iar de aproximativ un an îi îndrumă pe credincioșii parohiei Grecii de Sus din satul Grădiștea. Parohia de la țară este mult diferită de cea de la oraș, plecând de la tot ceea ce înseamnă comunitatea sau lumea satului. Când am ajuns aici, până și saluturile mi-aduceau aminte de locurile în care m-am născut eu. Exigențele morale sunt mult mai diferite. Oamenii aici apelează la Dumnezeu, este o comuniune între Dumnezeu și oameni. Până tot ce înseamnă viața lor este legată de Dumnezeu. Preotul face parte din comunitate. Și mi-a plăcut ideea în sine. Cred că și viața satului sau parohiile de sat au nevoie de preoți buni, au nevoie de educatori buni. Am zis, de ce nu să nu încercăm să arătăm și celorlalți aspiranți ai teologiei că și pastorația la țară este una frumoasă, este una în care înveți ceea ce înseamnă preoția, misiunea preoției, este una plină de tradiție. S-a dedicat comunității care l-a întâmpinat cu căldură. I-a pus în valoare istoria și a scos la iveală amănunte mai puțin știute. Astfel, povestea familiei Greceanu, datorită căreia a fost construită prima biserică a parohiei, a devenit mult mai cunoscută. Parohia a fost întemeiată la 1845 de către Dimitrie Greceanu, pe terenul vechiului boier Dimitrie Greceanu. Prima biserică s-a construit prin efortul exclusiv al familiei Greceanu. A fost ca o bisericuță mică lângă conacul familiei boierești. Cu timpul a fost filie a parohiei Grădiștea. După Revoluție, prin decizia Preafericitului Părinte Patriarh, în anul 2010 a devenit parohia Grecii de Sus. Locul în care ne aflăm astăzi, în vechime, era cunoscut de către seteni ca Grecii de Sus sau Cătunul Grecilor. Asta pentru că biserica veche poartă hramul Sfânta Treime și coincide cu ziua localității. În vremea Marului Boier, Greceanu, în ziua Sfintei Treime avea loc lângă biserică un târg de negoți între greci și români. Se adunau în zona localității, lângă biserică,
în această curte, astăzi curtea primăriei și o parte curtea bisericii, și făceau schimburi culturale sau schimburi de negoți. În biserica familiei Greceanu, oamenii au participat ani buni la sfintele slujbe. Au ocrotit lăcașul, dar și mormintele ctitorilor, iar grija le-a fost răsplătită. Urmașii boierilor au donat conacul, biserica și întregul teren comunității. Însă, într-o zi, bucuria liturghiilor a fost întreruptă, iar o scurtă perioadă, în parohia Grecii de Sus, nu s-a mai slujit. S-a întâmplat într-o vinere și a luat foc de la coș. Se făcea focul cu lemne atunci, pe timpul ăla. Și nu știam unde să ducem mașinile de pompieri. Doamne, unde se duce, Doamne, unde se duce? Au trecut la mașini de pompieri multe, multe. Și am plecat, am ieșit afară și am întrebat un vecin, ce se întâmplă? Zice, tante Doina, zice, a luat foc biserica de la greci. În iarna anului 2011 a fost un incendiu în biserica veche și biserica, în proporție de 99% a fost dărmată. Părintele de atunci îmi povestea că a fost... Nu se mai putea face nimic. Starea lui tocmai fusese instalată. A fost vremea când a venit în parohie. Și la câteva zile de când a venit în parohie, a luat foc biserica. Mi-am venit la biserică, imediat în momentul respectiv. Când am venit aici, era mașină de pompieri, biserica ardea. Am stat toată lumea și ne-am uitat că nu ne lăsa să ne apropiem. Așa, după ce s-a stins și după ce s-a terminat, bineînțeles că am rămas și am dat afară icoane și străni și era apa în biserică și ce era în biserică, căzuse tavanul. Era dezastru. Dezastru era, da. S-au mai putut salva multe obiecte? Să știți că nu, icoanele au fost, decât o icoană a fost un pic și la catapeteazmă ușile împărătești au fost un pic afectate. Dar să știți că s-a scos, da. Biserica a ars foarte mult, dar icoanele n-au fost afectate. N-au fost afectate, nu. Prea puțin, da. Voia Domnului. Deși a fost distrus în proporție de 95%. A fost distrus tot acoperișul, a căzut ce era acolo. Icoane, dar și alte obiecte de cult, care nu au fost distruse de flăcări, se află astăzi în patrimoniul parohiei. Sunt foarte multe obiecte de patrimoniu. Avem icoane păstrate care au fost scăpate din incendiu. Avem cărți din secolul al XIX-lea scris în chirilică. Avem liturgier tipic, avem o fotografie a primului preot care a slujit aici, Mircu Popescu, avem un pomelnic al familiei Greceanu, despre care Preasfințitul Timotei a scris în un articol în ziarul Lumina, și mai avem mai multe obiecte de patrimoniu care sunt păstrate bine și conservate bine, ca un semn că biserica aceasta are un istoric bogat și de multe ori le și spun credincioșilor că ei sunt binecuvântați aici, că a existat o tradiție. Ce ați simțit în acel moment în care ați văzut Vai biserica arzând? Vai de capul meu, nici nu vreau să vă spun. Plângea sufletul mine, dar ce? Nici nu puteam să mă abțin, că am plâns cât a fost pompieri aici, n-am putut să mă opresc. Păi vă dați seama că n-am văzut biserica în flăcări. Da. A fost o veste foarte tristă. A doua zi am participat împreună cu tatăl socru și cu mai mulți bărbați din localitate la curățirea bisericii, la transportul molozului, al resturilor care erau în biserică cu un tractor, cu o remorcă. Cum arăta atunci acel peisaj trist? Era foarte mult negru, foarte multe lucruri arse, pe jos era foarte multă apă, dar nu ne venea să credem că s-a putut întâmpla așa ceva cu biserica parohiei noastre. Da, cum Sfânta Treime, ocrotitoarea bisericii și a localității, lucrează, într-un timp foarte, foarte scurt,
S-a reușit reconsolidarea bisericii, mai ales a acoperișului, pentru că acoperișul, fiind foarte vechi, a avut de suferit, a fost distrus în totalitate, dar într-un timp foarte scurt a avut loc și repararea acoperișului, dar acest eveniment a rămas în mentalul colectiv ca un eveniment trist pentru localitate și pentru biserică. Cum s-a reconstruit apoi? Cu mila lui Dumnezeu, lucrurile au mers destul de repede, nesperat de bine. S-a întâmplat în postul Paștelui și până la Paști, deci în mai puțin de 6 săptămâni, în biserică s-a putut ține slujba de înviere. Deci a fost o armonie între toți oamenii și o bună colaborare, astfel încât la Paști am avut biserica pregătită pentru a primi oamenii și pentru a se întâmpla slujba de înviere acolo. După ce au renovat lăcașul, oamenii din comunitate au dorit să construiască și o biserică nouă, așa că în toamna acelui an a fost pusă piatra de temelie a noii construcții. Un vis a prins atunci contur, iar localnicii nu credeau că îl vor vedea curând realizat. Consiliul local, consiliul parohial, oamenii din sat, domnul primar, părintele Protopop, de atunci fostul paroh al acestei parohii, s-au gândit că este bine ca pe terenul familiei Greceanu, lângă biserica veche, să construiască o ctitorie nouă și biserica veche să rămână capela mortoară. S-a constatat la acel moment că biserica nu are o fundație foarte bună, zidurile nu prezintă garanția că va mai dăinui foarte mult și asta a fost motivul principal, să spunem, plus dorința de a avea o biserică nouă. De-a lungul construirea acestui locaș, o să spun că m-a impresionat ultima perioadă când s-au făcut eforturi așa susținute și mai ales de când îl avem preot paroh pe părintele Daniel Cergan. În perioada aceasta am văzut așa cum visul acesta de a avea o biserică nouă în localitatea la noi se împlinește. Iar lucrurile, dacă s-au derulat de-a lungul mai multor ani al construcției, și în anul 2023 nu ne dădeam seama că ea va fi finalizată. Mergeau lucrurile în același ritm. Părintele paroh Corneliu Isaac, fostul părinte Isaac, ne spunea înainte să plece, zice, aveți încredere, aveți răbdare, va veni după mine un părinte foarte vrednic care va termina biserica. Lucru care îl credeam, pentru că în sufletul nostru ne doream lucrul acesta și îl credeam, dar prin mila lui Dumnezeu lucrul ăsta s-a și întâmplat. Și atunci, dacă m-a impresionat ceva în decursul acestui timp de construire a bisericii, vreau să vă spun că m-a impresionat viteza cu care s-au desfășurat evenimentele de când a venit părintele Daniel Cergan. După incendiu, oarecum oamenii au fost triști că își pierduse bisericuța lor, bisericuța în care s-au botezat, bisericuța în care și-au spus ofurile, bisericuța în care s-a desfășurat toată viața lor socială, religioasă. Și atunci oarecum se simțea o dorință, oamenii își doreau. Era un vis pe care era neîmplinit, construcția unei biserici noi. Un vis pe care am încercat împreună cu comunitatea să-l realizăm și cu ajutorul bunului Dumnezeu l-am realizat. Mi-aduc aminte că de Sfântă Maria am avut-o la predică, le-am spus oamenilor că eu cred că sărbătoarea nașterii Domnului o să o facem în biserica nouă. Și oamenii s-au uitat și ce părinte, sunteți optimist. Și am zis, cu nădejde la Dumnezeu și cu speranță, o să vedeți că facem Crăciunul în biserica nouă. Și după ce am sfințit biserica la prima liturghie,
le-am adus aminte că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Noiembrie 2023 a fost o zi memorabilă pentru comunitate. Cea de-a doua biserică a parohiei Grecii de Sus a fost sfințită. Slujba de târnosire a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar lăcașul a primit hramul Nașterea Maicii Domnului. Bucuria localnicilor a fost foarte mare, iar dorința părintelui Daniel s-a îndeplinit. Crăciunul a fost sărbătorit în biserica cea nouă. Cum e acum, când aveți o biserică atât de frumoasă? Vă dați seama, pentru noi biserica asta este ca o catedrală. Nici nu am cuvinte să vă spun cât de frumoasă este. Da. Și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu a fost bun și ne-a ajutat și autoritățile și primăria și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut această biserică. Când s-a pus piatra de... Mi-aduc aminte când s-a pus piatra de temelie, când nu credeam. Și până la urmă, Dumnezeu... De ce nu ați crezut atunci că se poate? Nu că n-am crezut că se face. Credeam că se face, dar vă dați seama că o biserică nu se face chiar așa cu una, cu două. Durează. A fost un eveniment plin de emoție. Momentul sfințirii, fiind deja de câteva luni colaborând cu părintele Daniel, ne consultam în tot ceea ce aveam de pregătit pentru acest eveniment istoric. Ultima sfințire avută în această parohie este cea a bisericii vechi a parohiei, care s-a întâmplat cu aproximativ 150 de ani în urmă. Deci am fost martorii unui eveniment istoric pentru comunitate, plin de încărcătură emoțională, sufletească și spirituală deosebită. Curiozitatea și totodată credința oamenilor i-au adus într-un număr foarte mare. Biserica a fost neîncăpătoare. Am 70 de ani, dar n-am asistat la o sfințire de biserică până acum. A fost ceva unic, ceva... Nici n-am cuvinte. Ce ați simțit în acele momente? Vă dați seama, cred că sfințirea bisericii și evenimentul din acea zi nu o să-l uit cât o-i trăi. Cât o-i trăi, nu o să-l uit. De ce? Păi pentru că am 70 de ani și cred că la altă sfințire nu mai apuc să mai văd așa ceva. Și asta rămâne așa ca o amintire pentru toată viața. Da. Această biserică a fost un vis al comunității? Vedeți cât este de frumoasă acum biserica noastră? Și dacă pe parcurs nu ne dădeam seama cum va arăta și dacă ne doream să fie într-un fel, cred că acum fiecare dintre noi simțim că a fost un vis pentru fiecare dintre noi. Da, eu și eu îmi doream o biserică nouă. Acum participând la Sfintele Slujbe în acest locaș, mi se pare foarte frumos și foarte bine meritat și pentru oamenii din localitate, din parohie. În ultimul an, proiectele sociale și culturale s-au dezvoltat considerabil. Cu ajutorul voluntarilor, parohia a reușit să ofere sprijin persoanelor vulnerabile din Grădiștea, dar și din localitățile învecinate. A organizat deopotrivă activități pentru tineri și vârstnici. Ziua localității a fost un bun prilej pentru a sărbători cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, iar cei mici s-au bucurat pe parcursul anului de jocuri, petreceri tematice și obiecte primite în dar. Cine vă susține și vă ajută în toate aceste activități? Susținerea o primim în primul rând de la credincioși, din cei doi bănuți ai văduvei. Ajutorul e de mai multe forme. Ajutor financiar, dar și ajutorul voluntarilor, pentru că un bun exemplu sunt oamenii care își oferă timpul pentru a veni lângă noi, lângă parohia noastră. Ajutor am primit și de la ONG-uri, ajutor am primit și de la oamenii din biserică, ajutor am primit și de la cântărețul meu, care vine în mod voluntar la strană. Ajutor am primit și de la oamenii care, Consiliul Parohial, ajutor am primit și de la primărie, ajutor am primit și de la Consiliul Județean și de la, în general, de la oameni binevoitori care au simțit nevoia că putem face fapte bune în folosul comunității.
Și ajutor am primit în primul și în primul rând de la Dumnezeu. Pentru că eu cred că Dumnezeu conlucrează cu toți oamenii pe care ne-i trimite. Și ne deschid ușa și spun, părinte, vrem să vă ajutăm. Sau vin de multe ori și, părinte, nu vreți să facem proiectul ăsta. Părinte, ce spuneți dacă facem proiectul acesta? Și atunci niciodată nu spun nu. Întotdeauna găsim, pentru că toți avem nevoie de ajutor. Cu toți avem nevoie de o mână întinsă, cu toți avem nevoie de o vorbă bună, cu toți avem nevoie de un zâmbet, de multe lucruri de care viața noastră nu se poate lipsi. Atât cât timpul îmi permite, da, sprijin și activitățile din parohie și dau toată silința așa să fim lângă părintele și să putem să venim în sprijinul comunității cu tot ce trebuie. De ce faceți lucrul acesta? Facem lucrul acesta din simplu motiv, pentru că simțim că este o bucurie a noastră atunci când vedem oamenii de lângă noi bucurându-se și trăind momente frumoase. Pentru că trăim momente frumoase în biserică și lângă biserică. Înainte de toate, întotdeauna ne consultăm în Consiliul Parohial cu cântărețul meu, cu domnul primar, întotdeauna domnul primar este alături de mine, și învățătorii satului au fost lângă noi, dornici să se implice, să facem activități, plus câteva ONG-uri care întotdeauna au fost lângă mine, ne cunoaștem de multă vreme și au fost impresionați, pentru că atunci când facem activități, nu le facem, ei îmi dau și eu dau. Nu, ei îmi dau și noi dăm, mergem împreună. Ca impactul emoțional să fie unul maxim și lucrurile să nu se termine atunci, să se continue. Adică proiectele noastre sunt pe etape. Adică sunt niște lucruri care eu încerc să le dezvolt, să le duc la un final și să le desăvârșesc oarecum. Să nu ne oprim. Am făcut, am marcat. Nu, un pic mai mult. Încercăm să mergem un pic mai în profunzimea lucrurilor. În toate proiectele parohiei îi este alături părintelui și cântărețul bisericii. De profesie etnolog, Marius Daniel Gheorghe a înființat un grup folcloric pentru copii, iar la cursurile sale participă aproximativ 50 de elevi din Grădiștea, dar și din satele învecinate. Din dorința profesorilor de la școala gimnazială numărul 1 Grădiștea, a părinților, dar și a copiilor, am putut pune bazele unui mic grup folcloric în parohia noastră, în comunitatea noastră. L-am denumit Junii lui Grecean, pentru că participanții sunt copii, elevi, atât ai școlii din localitate, dar primim și din alte localități. Și avem cursuri de dans tradițional românesc. Am reușit ca de Crăciun să organizăm un spectacol de datini și obiceiuri, unde copiii s-au bucurat și mai mult s-au bucurat părinții și bunicii acestora când au auzit pe scenă la Căminul Cultural din localitate colindele tradiționale practicate de aceștia pe scenă într-un spectacol, într-un mediu oficial. Și împreună cu soția mea încercăm și se pare că am și reușit să insuflăm în sufletul tinerilor pasiunea și dragostea față de portul popular românesc, de specificul tradițional românesc. Pentru parohia sa, părintele are multe proiecte în plan, iar localnicii îi sunt alături. Construiesc împreună o comunitate frumoasă, în care tot mai mulți oameni vin către biserică. O biserică zidită cu multă trudă, ce pare a fi un vis împlinit al întregii comunități. Am 20 de ani de când nu lipsesc din biserică. Sunt foarte apropiată de părintele. Avem un părinte exemplu. Exemplu, nici n-am cuvinte. Fac prescuri în biserică. Când la strană. Ajut la curățenie. Ajut la orice. La orice. Și de câte ori sunt chemată, viu și dau o mână de ajutor. De ce faceți toate lucrurile acestea? Pentru sufletul meu, pentru iertarea păcatelor, că am și o vârstă,
Așa, și cred că chemarea asta o am către Dumnezeu, zic eu. Ce înseamnă biserica pentru dumneavoastră? Doamne, pentru mine biserica e totul, Doamnă. Totul e pentru mine biserica. Nu știu. Pentru mine altceva în ziua de azi mai contează decât Sfânta Biserică. Eu am descoperit biserica prin copiii mei. Am doi copii, o fată și un băiat. Când erau mici, la 3-4 ani, și soția îndemna să meargă la biserică, ei spuneau, merge și noi la biserică dacă merge și tata. Și atunci am mers cu Andreea, cu fiica mea, o perioadă până am învățat drumul spre biserică, n-a trebuit să mai vin, a venit pe urmă Rareș, a crescut și el și a trebuit să vin și cu el la biserică. Și după perioada aceasta de drum spre biserică, după aceea când am încercat să nu mai merg, am simțit că lipsește ceva. Și atunci îmi dat seama că era bucuria care o trăiam în timpul liturghiei și a devenit o obișnuință duminicală de a merge la biserică. Deci este un lucru foarte important pentru mine biserică, în momentul actual. Ce v-ați mai dori pentru acest loc? Pentru satul dumneavoastră, pentru biserica dumneavoastră? Păi, mi-aș dori să fie liniște, să fie pace, să fie înțelegere. Așa, și să vină mai multă lume la biserică. Să ne trăiască părintele mulți ani, să fie lângă noi, acum încolo, foarte, foarte mulți ani. Asta mi-aș dori. Ce înseamnă acum acest loc pentru dumneavoastră? Acest sat, oamenii de aici? Pentru mine, biserica este o a doua familie. Pentru mine este un loc în care, la fiecare sfârșit de săptămână, vin în biserică, îmi încar bateriile și la început de săptămână merg cu forțe proaspete. Este un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Zona de aici, lacul, liniștea, ospitalitatea oamenilor mă încarcă pozitiv. Este un loc din care, efectiv, pot să spun că mă inspiră pe mine sufletește, mă ajută foarte mult să mă conectez, să vorbesc cu mine, și mă și ambiționează. Oamenii aceștia mă determină să muncez mai mult, să-mi doresc mai mult de la această parohie. Pentru că unde te simți mai bine decât în sânul unei familii? Și atunci când vin aici, vin în sânul familiei parohiei de aici.